România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A început recensământul de ceva vreme la noi în țară. Oameni buni, de altfel peste 2 milioane dintre noi s-au și autorecenzat, cum se numește, și în același timp rețelele sociale s-au umplut de gânduri, mituri, credințe, întrebări. De dimineață, cine a ascultat deșteptarea a putut să urmărească și dialogul încurcat dintre mine și domnul Pastia, în care fiecare am avut altă problemă despre modul în care folosim acele sau completăm acele formulare online. Dar chestiunea esențială, dincolo de problemele apărute, rămâne cea a importanței acestui act. Și mai ales, dacă vreți, a întrebării, de ce unii dintre noi, în anul 2022, au semne de îndoială legate de un act care contribuie la bunul mers al societăților, nu numai de la noi, ci de peste tot din lume. Toată lumea face câte un recensământ, toată lumea vrea să știe care este puterea nației și slăbiciunea sa în același timp, pentru că astea sunt lucruri care rezultă din această numărătoare. Știu că sunt probleme tehnice, sunt probleme de întrebare la formulare, adică nu găsim noi răspunsurile potrivite, dar în același timp avem toate aceste chestiuni de principiu cărora trebuie să le răspundem. De asta, astăzi, la România în direct, am invitat pe oamenii care se ocupă de comunicarea acestui recensământ al populației în România. Este vorba despre directorul de comunicare al Institutului Național de Statistică, domnul Cătălin Raiu. Bună ziua, bine ați venit la noi. Bună ziua. Și de asemenea despre purtătorul de cuvânt al recensământului, domnul Bogdan Drăghia. Știți cum facem, împărțim așa ramurile, discutăm și chestiuni tehnice, dar și chestiuni la care oamenii au frici. Da? Și hai să începem, de aici. Imediat vă dau întrebările, da? Imediat o să vă dau întrebările, imediat o să dăm drumul la telefoane, la dezbatere. Puteți întreba și lămuri orice lucru. Știu că nu e primul exercițiu de natura asta în spațiul public, dumneavoastră ați mai participat la emisiuni, dar cred că e primul în care se poate vorbi cu o populație atât de mare cum are România în direct, peste 500.000 de ascultători în fiecare vineri. Așadar, domnule Raiu, întrebarea pe care și-o pune toată lumea: dom'le, dar de ce e necesar să faceți asta? Nu aveați toate datele? Adică le aveți, nu? Aveți buletinele noastre, aveți casele noastre, aveți veniturile noastre, aveți religia noastră. În particular, nu avem religia. A fost nevoie de acest recensământ pentru că tot ceea ce înseamnă istoria modernă a statului, oriunde în Europa, presupune efectuarea de recensăminte la un interval care e consensual, undeva la 10 ani. Deci recensământul e o chestie veche în spațiul românesc de când cuza, ca să fixăm cronologic. Recensământul e un inventar al națiunii, dacă vreți. Ne uităm la populație, asta e prima componentă a recensământului, apoi ne uităm la locuințe. Deci sunt cele două aspecte care sunt vizate de acest demers. Exhaustiv, adică ne propunem să măsurăm toate persoanele care sunt rezidente pe teritoriul României și de asemenea să cuantificăm toate locuințele de pe teritoriul României. E nevoie de recensământ pentru că toate politicile publice, și când spun toate nu e o metaforă, nu încerc să exagerez, își trag seva din acest set de date care reiese odată ce rezultatele sunt diseminate. Vorbim de politici de locuire, vorbim de educație, vorbim de politici care țin de energie, pentru că sunt nu foarte la modă și ne ustură efectiv viața de zi cu zi zilele acestea. Vorbim de indicatori care par mai sensibili. Adică știți unde, de exemplu, o comunitate își dă seama unde trebuie să bage gaz sau nu. Exact. Sau dacă mai bagă gaz, da. Gaz, știu... canalizare. Gaz, canalizare. Deci astea sunt răspunsuri pe care oamenii urmează să le primească. Și aici vine întrebarea următoare, că sigur o să auzim. Dar de ce ne numărați casele, domnule? Domnul Drăghia, răspundeți dumneavoastră. Da. Trebuie să aflăm și fondul de locuințe al României. Avem semnale din timpul pregătirii recensământului că anumite case nu apar pe statisticile noastre. Noi trebuie, statul trebuie să cunoască exact care este fondul de locuințe, pentru că ulterior, și aici vă dau un exemplu concret, să știm unde construim școli,
grădinițe, să știm unde putem avem nevoie să înființăm o secție de pompieri. Există case care nu apar în statistici? Scuzați-mă că întreb, adică pentru mine este... Pe teren, da. Colegii de-ai noștri au găsit cazuri în care acele case nu existau. Și... Ca să înțelegeți, nu e vorba de registrele pe care le are statul la momentul ăsta, care pot fi bune sau mai puțin bune, cum insinuați. E vorba de a fixa precis populația și legătura ei cu fondul de locuințe. Cu alte cuvinte, știți că există în România o problemă care, din păcate, care din fericire pentru Occident, nu e împărtășită de alte țări, aceea a faptului că adresa de domiciliu nu este identică cu cea de reședință. Dacă întrebăm ascultătorii noștri și probabil vor intra și unii dintre ei vor mărturisi acest lucru, o bună parte din noi, aproximarea mea e că undeva la 50% din oamenii care nu locuiesc la adresa din buletin, nu și-au schimbat-o, nu și-au declarat-o de ani de zile. Ăsta este, de exemplu, un gest, să spunem, civic, dar și o obligație legală care trebuie respectat cu sfințenie într-o țară precum Germania. România, neavând această disciplină civică, cumva este nevoie de acest inventar al națiunii, să vedem efectiv unde trăiesc oamenii, nu ce scrie pe buletin, recensământul nu privește buletinul, nu are nicio legătură cu buletinul. Și să știm în acele locuri unde sunt oamenii rezidenți, ce fond de locuințe au și cu ce grad de bunăstare. De asta ne uităm, spre exemplu, dacă au aer condiționat sau toaletă în curte, dacă se încălzesc cu gaze, cu lemne sau cu un alt tip de combustibil. Există și întrebarea asta, da. Există și întrebarea asta. Haideți să facem în felul următor. O să dau telefonul, o să vă adresez câteva întrebări, dar știți că discuția este liberă. 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din România. Recensământul e și la țară și la oraș. 0372069599. Vă întreb așa, ce probleme ați întâmpinat când v-ați autorecenzat? Pentru cei care ați făcut deja lucrul ăsta, ce ați depistat voi acolo sau ce vi s-a părut că nu este în regulă. Dacă aveți reticențe, frici, chestiuni de genul ăsta, întrebări, nelămuriri pentru care ezitați și spuneți, domnule, mă, vă întreb, care sunt reticențele astea, care sunt nedumeririle și încercăm să vă răspundem la ele. Vă încurcă, că așa am văzut că mesajul predominant pe Facebook și pe rețele sociale e, vă încurcă întrebările legate de averi și de proprietăți? E o problemă aici pe care o aveți voi? Și, de asemenea, povestiți-ne despre persoanele care nu vor să se recenzeze și ce nedumeriri, ce temeri au. Toate opiniile sunt așteptate. 0372069599. Înainte de orice, domnul Drăghia, înainte de a intra în direct Sergiu, da, o secundă răbdare că vreau eu să lămuresc. Deci, domnul Drăghia, de dimineață am intrat eu acolo, nu l-am declarat pe fiul că, na, am fost neatent, n-am citit, n-am văzut că de la bun început, și repet asta, de la bun început, toți cei care locuiesc în proprietate trebuie trecuți în formularul cu pricina, da? Ce faci după asta dacă te încurci aici, cum am încurcat eu? Dacă nu se trece un membru al familiei, procesul se reia de la zero, se completează cu formularul de preînregistrare, se primesc mail-uri cu chestionarele propriu-zise, sunt transmise către noi, iar chestionarele inițiale sunt anulate. Ah, ok, bine de știut, pentru că eu am făcut chestiunea asta, dar am sesizat că în același browser mi-a dat o fereastră din aia în care mi-a spus, da, da, dumneavoastră sunteți în mijlocul recenzării. Și am rămas un pic blocat aici, am reușit de pe alt sistem. Adică, mă rog, în capul meu era alt IP, dar probabil da. Să fost doar sistem. Probabil n-ați apucat să încheiați prima parte, partea a doua a procesului și v-ați dat seama că ați uitat un membru al familiei. Da, păi nu, că e chiar prima întrebare. Știți câte persoane sunt în locuință? Și am scris 3. Și atunci formularul s-a făcut automat roșu și a zis, sau galben, s-a făcut și a zis, vezi că ai spus că sunteți 2, chiar așa mi-a spus. Ați declarat că sunteți 2, nu 3. Și acolo m-am oprit și m-am blocat. Da, acolo a fost problema. Nu ați încheiat chestionarul. După și de aceea n-ați putut de pe același sistem. Aha, de pe același sistem. După asta s-a rezolvat treaba. O să mai am întrebări legate și de case eu. Astăzi de la mine. Dar începem dezbaterea, domnilor, dacă sunteți de acord. Vă rog o secundă, domnul Raiu, da. Da, trebuie să spunem că formularul e foarte intuitiv și că deja conține
foarte multe filtre care îl ghidează pe cel care completează să-l completeze cu succes. E un alt exemplu legat de suprafața de locuit. Noi am definit o cameră ca având cel puțin 4 metri pătrați. Dacă spui că ai 3 camere la suprafața totală a apartamentului de 10 metri pătrați, vei fi atenționat de platformă. Am văzut asta, da. Deci sunt o felul de filtre de genul ăsta. Deci... Dacă spui că ai 17 ani de ai absolvit Universitatea de Muzică, ți se va semna la lucrul ăsta. Deci cei 4 metri sunt minimi. Sunt minim. Noi sunt considerăm minim o cameră ca având măcar 4 metri pătrați. Ok. Deci, atenție, nu de 4, de la 4 în sus puteți adăuga. Domnilor, declarăm dezbaterea deschisă din momentul acesta. 0372069599. Astăzi despre recensământ, întrebări, nelămuriri, mituri, tot ce aveți aici, spuneți la România în direct. Mă uit și pe Facebook, da? Sergiu, salutare! Bun găsit tuturor, Sergiu din județul Cluj. Părerea mea, eu sunt total de acord cu acest recensământ. Eu, în cazul meu, n-am nimic de ascuns. E ok, trebuie să știți statul român, proprietățile alea. Două suspiciuni am. Una, m-am bătut de la bun început vă spun că, într-adevăr, și pentru mine a fost destul de dificil, mi-a luat vreo jumătate de oră ca să-l completez. Am avut câteva întrebări la care n-am răspuns, sunt adus la sfârșit. Prima suspiciune, la un moment dat eram întrebat, nu rețin exact data, îmi dădea de 18 noiembrie, pare mi se 23 sau 24 noiembrie 2021, cât de afectat am fost de pandemie. Și iar de o zi, tot de 18 noiembrie, câte ore am lucrat în acea zi? Da, vă rog, uite că acum a primit răspunsul, le luăm pe rând. Cine răspunde? Da. Trebuie să specificăm faptul că momentul de referință al recensământului este 1 decembrie 2021. Recensământul va face fotografia României la 1 decembrie 2021. Există o întrebare legată de pandemie, dar la modul cum v-a afectat pandemia COVID? Iar oamenii trebuie să răspundă oarecum mult, foarte mult, o întrebare de acest gen. Nu se referă neapărat dacă ați avut sau nu ați avut COVID, ci pur și simplu cum ați perceput că ați trecut prin pandemie. Dacă v-a afectat foarte mult. Exact. Da. Iar întrebarea la care se referă cu respectiva dată se referă la săptămâna de dinainte de 1 decembrie, dacă ați lucrat în acea săptămână. Nu are alt... nu se referă la... pandemia COVID de săptămâna dinainte de 1 decembrie. Dacă ați lucrat în această săptămână. Uitați, ăsta e un bun exemplu care ne arată logica recensământului. Sigur că statul român știe câte contracte de muncă are și ce alte tipuri de angajamente de tip juridic există asemănătoare contractului de muncă. Dar în același timp știm foarte bine că există o economie informală în România, ca în orice altă țară. Există o economie, să spunem, la gri. Recensământul vine să fotografieze acest tip de economie și de asta întrebarea vizează săptămâna anterioară datei de 1 decembrie 2021 și care era la momentul respectiv intenția oamenilor care lucrau sau care nu lucrau, de a-și găsi sau a-și nu-și căuta în continuare un loc de muncă. Într-adevăr, nu-i văd locul acestei întrebări în recensământ, dar... Dacă ați fost atent, sunteți întrebat și dacă locul de muncă este în localitatea de reședință. Da. Noi calculăm și migrația pe baza acestei întrebări. Deci sunt mai multe elemente la mijloc. Migrațiile fiind importante pentru că dau tendințele de dezvoltare ale unor orașe, da. În cazul meu, am o mică firmă, s-a administrat unei mici firme în domeniul curieratului, ca și subcontractor, și într-adevăr colind mai multe orașe. În acea zi am colindat vreo 4-5 orașe. Și era pusă întrebarea că în ce zonă, și ideea am și bifat, nu la reședință. Da. Încă o chestie ciudată în aplicație, mi-era bifat de, eu v-am spus în ce domeniu lucrez, era deja bifat legat de curierat, ca și șofer. Și la mine, a apărut acest lucru și la mine scria profesia și ce fac în viață. Da, pentru că recensământul propriu zis a început la 1 februarie, nu la 14 martie. Iar între 1 februarie și 14 martie, Institutul Național de Statistică a colectat date din surse administrative.
Și, și baza de date a fost populată cu o serie de date pe care noi le-am avut din acele surse administrative. A, deci așa a aflat datele mele că sunt administratorul unei mici firme și că lucrez în domeniul curierat. Exact, exact. A, și aici vine întrebarea, deci dumneavoastră aveți o parte din date și deasupra lor vine, înțeleg că nu e CNP-ul, dar vine o informație criptată. Deci aveți o informație care spune Xulescu, care e bărbat, se ocupă de radio și așa mai departe. Nu așa arată în fața unor cetățeni formularul? Ce vedeți dumneavoastră în spate? Eu personal n-am văzut cum arată în spate. Da. Nu avem acces la baze de date. Okay. Noi am spus și așa și este. Nimeni nu are acces la acele baze de date. În momentul de față, la acele baze de date se criptează și apoi se vor calcula datele. Noi nu știm exact. Eu personal nu știu cum arată respectivele baze de date. Am înțeles. Asta e o chestiune, deci se anonimizează pentru Institutul de Statistică, nu? Înțeleg? Da, cheia de control a recensământului este CNP-ul, care e disociat de nume. Deci nicăieri nu ți se cere introducerea numelui, nu apare numele în formular. Dar CNP-ul este necesar pentru că, așa cum spunea colegul meu, noi am pornit de la consolidarea unei baze de date unice a INS-ului special dedicate recensământului, prin comasarea altor baze de date pe care le are statul român. Din acest motiv, atunci când completăm chestionarul, unii dintre noi, mai ales persoanele, să spunem, active, care sunt cuprinse în mai multe baze de date, la interne, la sănătate și așa mai departe, vor identifica acolo informații deja precompletate. Noi am mers pe soluția asta din două motive. Unul, ca să nu existe înregistrări duble, nu? Ca să numărăm efectiv bob cu bob populația, de asta i-a și spus om cu om, casă cu casă, recensământului. Și al doilea, pentru a ușura completarea de către oameni. Nu, în momentul în care vezi că anumite câmpuri sunt construite, sunt completate, ți-e mai ușor să le completezi pe celălalt. Sergiu, mulțumesc tare mult. Dacă nu sunt alte întrebări, încerc să fac loc. Mulțumesc, spor la treabă. Încerc să fac loc cât mai mulți oameni. Sunt zeci de întrebări pe Facebook și una de acolo trebuie măcar din când în când să o adresăm. Florin Popescu întreabă: cine plătește ziua, angajatorul sau statul? Ziua liberă. Am contraziceri cu șeful. Ia, că s-a ajuns și la problema zilei libere aici. Ziua liberă este dată prin legislația care guvernează recensământul și care este lege națională dată de Parlament. Responsabilitatea acordării zilei libere, nu vorbim de plată efectiv, este a angajatorului. Aha. Fie el că angajatorul e public sau privat. Ok, am înțeles. Deci responsabilitatea aparține angajatorului. Mulțumesc, Bogdan, salutare, ești la România în direct. Să trezi, domnul Stribe. Ce prin a spune că am cea mai mică cotă de încredere sau cea mai mică încredere care pot să o am asupra statului. Nu știu, nu mi-o fie de încredere. Ăsta e motivul pentru care nu m-am recenzat și nici nu m-am voie recenza. Ținând cont de faptul că avem cel mai mare aparat bugetar de prin Europa, să zic așa, să nu dau un exemplu, în București 50.000 de angajați la Primăria Capitalei capitale. E un pic diferit. Haide să spunem așa, primăria, adică aparatul de lucru al lui Nicușor Dan, are undeva în jur de 1.000 de angajați. Restul angajați, cu totul mă refer. Totul sunt în diverse servicii, dar să nu înțeleagă lumea în mod greșit, da? Deci aparatul de lucru al primăriei de 1.000 de oameni, iar în diverse servicii sociale plus RATB, care are 14.000 de angajați sau 11.000, să adună aceste 10.000, plus doctorii din spitalele primăriei, deci așa ar trebui să le privim. Da. Foarte, foarte stufos și îmi cere mie să mă recenzez. Cum să înceară mie, dacă statul are baza de date cu toate persoanele, că buletinul ăla nu e făcut de mine, sau nu e cumpărat de mine de la piață sau de undeva. Buletinul ăla e cumpărat, e luat de la stat. Statul trebuie să știe toate datele despre mine. Domnul, nu știu care e rolul. Domnul Raiu vă răspunde. Da, asta explicam puțin mai devreme. Recensământul nu are nicio legătură cu buletinul. Dar absolut nicio legătură. Și asta spuneam, că România e o țară indisciplinată din punct de vedere civic. Sigur, nu ăsta e motivul pentru care facem recensământul. Dar, printre altele, avem și această explicație, anume că o bună parte din populație, deși ar trebui, conform legii, ca în termen de 3 luni, de la momentul în care se mută la alt domiciliu decât cel de pe cartea de vizită de pe cartea de identitate, să-și actualizeze adresa pe cartea de identitate, în realitate nu se întâmplă. Numai în cercul meu de prieteni sunt câteva zeci de persoane, aș putea spune,
în situația asta. Deci, recensământul nu este făcut pentru că statului este cumva lene să pună cap la cap informații pe care le are. Recensământul este făcut pentru că avem nevoie de informații suplimentare celor pe care deja statul le are, pentru a elabora niște politici publice foarte concrete. Să luăm exemplu zonei Ilfov-București, da? Deschisese subiectul colegul meu Bogdan Drăghia puțin mai devreme. Dacă tu locuiești în Ilfov, dar lucrezi în București, nu? Înseamnă că tu faci o navetă, înseamnă că tu, de exemplu, preferi să-ți duci copiii la grădiniță în București, lângă locul de muncă, ca să te poți întoarce seara cu ei. E, ăsta e tipul de comportament social pe care statul n-are cum să-l cunoască din documente, din baze de date. De asta e nevoie de recensământ, ca să poți să vii să rafinezi niște politici publice dedicate nevoilor unor categorii însemnate de persoane. Și iarăși, n-aș merge cu tema asta a fobiei față de stat, statul e obez, statul e plin de leneș, pentru că atunci când ne doare ceva, vrem ca la spital să găsim personal foarte disponibil și dedicat nouă. Și exemple pot continua, poliție, judecătorie și mai departe. Mă refer în sensul nu, în sensul că da, într-adevăr, e nevoie de oameni, dar unde e nevoie, acolo nu găsești. Să vă dau un exemplu. Mă urmăresc pe site-uri de socializare, polițiștii, mare majoritate sunt la birou. Cei care sunt în teren, foarte puțin. Și nu avem când chem sunt la unul, adică, e foarte greu că n-au personal. Adică, ați vrea să-i puneți la recensământ. Oameni. Da. Da. Nu, acum vă dați seama că nu putem să răspundem la aici sau acum la tipul acesta de întrebare, nici măcar nu știm dacă e un mit sau poate așa e, poate mai mulți în birouri decât pe stradă, nu știu. Ultima dată pe unde circul eu, uite, impresie, văd prea mulți pe stradă, sunt câte șase la un loc. Nu știu de ce îi ține așa, da, am altă opinie, nu știu, dar la recensământ nu putem să-i trimitem, Bogdan. Mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere. De fapt, e o chestiune mare de încredere aici, în mod evident, și asta încercăm să explicăm astăzi. Mai avem întrebări de pe Facebook. Da, ce se întâmplă? Foarte multă lume întreabă așa. Ce se întâmplă cu copiii care, de exemplu, sunt studenți sau persoanele care sunt în străinătate? Da? Două tipuri de întrebări. Dacă ești în străinătate, la muncă sau plecat sau cu treaba ta, te recenzezi cum te recenzezi? O persoanele care sunt plecate în străinătate pentru o perioadă mai mică de 12 luni se recenzează. Și se pot autorecenza. Și mai mult de 12. Dacă au o perioadă mai mare de 12 luni, nu mai intră în recensământul din România. Ce faci cu copilul care este la studii în străinătate? El este înregistrat în populația din țara respectivă, dacă stă mai mult de 12 luni. Deci toți românii, toți, cei care studiază... Ei stau 10 luni cu 2 luni, 10, cum, ar veni în vacanțe, adică în vacanțe vin în România, cred că asta e întrebarea. Înseamnă că stă timp de 3 ani, 10 luni plus 2 luni, deci el este rezident în țara respectivă. Ok, rezident în țara respectivă, deci nu-l declarați, da? Alin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Am o întrebare care să o adresez la sfârșit. Vreau să mă adresez faptului că foarte multe persoane au această neîncredere. Neîncrederea vine datorită timpurilor și clipelor pe care le trăim. Dar dacă ne gândim în 2011, când a fost ultimul recensământ, cam aceleași întrebări au fost. Nu știu dacă diferă foarte mult sau foarte puțin, dar parcă aceleași. Poate câteva sunt. Inclusiv acolo aveai unde ai locul de muncă, cum muncești, în ce zonă și așa mai departe. Deci e o fobie care nu și-are rostul, zic eu. Bănuiesc că de atunci nimeni nu se întreba de ce, de ce. Acum ne întrebăm. Și era mai puțin, erau mai puține rețele sociale, da, circula informația mai deci prost. Deci mi se pare deplasată această informație, dar încă o dată repet, vine din informațiile care circulă pe acestea. Iar referitor la recensământ, m-am autorecenzat, mi s-a părut foarte simplu. Am avut ceva probleme, dar după aceea la denumirea, tata, mama, soț, copil și așa mai departe, dar acolo sus apărea, până la prima, mi-am dat seama după prima întrebare, ți apărea CNP-ul, știa să îl denumești. Da, o secundă, să le explicăm celor care n-au intrat niciodată acolo pe site, că apare acest formular în care sunt CNP-urile sus și te întreabă după cine este persoana respectivă și poți să-i spui că e tatăl, mama, copilul, puteți să-i notați copilul 1, 2, 3... Sau puteți să le dați numele copiilor respectivi ca să fie mai ușor. Sau un pseudonim. Sau un pseudonim, da, puteți să puneți, da, și acolo. Cred,
cred că cel mai greu este, adică cel mai corect este să fii foarte, foarte atent la întrebările care ți se adresează și eventual în prealabil să citești un pic ceea ce au prezentat cei care l-au făcut. Și întrebarea care vreau să o pun, în cazul părinților noștri, de exemplu, marea majoritate au plecat din apartamentul unde au stat, s-au dus în altă localitate unde și-au avut casă și mai departe, dar cu domiciliu, cum spunea și invitatul dumneavoastră, au rămas deficitar. Deci a rămas domiciliu pe... Adică ei recenzăm, s-au mutat la țară, da, și da, cu buletinele la... Îi recenzăm? Adică cum... Îi recenzăm și la noi, la locuința lui după buletin, sau numai la reședința normală, ar fi numai la reședința unde sunt acum, efectiv. Da, repet, recensământul nu are nicio legătură cu buletinul, atunci răspunsul este că îi recenzăm doar acolo unde stau, adică la reședința lor actuală. Chiar dacă e proprietatea lor, chiar dacă stau primiți în gazdă de altcineva, chiar dacă stau cu chirie, nu are nicio importanță. Statul vrea să știe efectiv unde locuiesc oamenii, nu ce scrie pe acte. Da, am înțeles. Deci, dacă îmi permiteți, mă bucur că ați pus prima întrebare și cumva ne-ați ridicat mingea la fileu, referindu-vă la 2011 și la recensământul de atunci. Schimbările sunt multe și, a spune chiar radicale, avem de-a face cu un recensământ total digital astăzi, nu există niciun fel de formular pe hârtie. Întrebările, în schimb, așa cum dumneavoastră ați observat, sunt quasi identice. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că atât în România cât și în orice altă țară membra a Uniunii Europene, recensămintele sunt guvernate de regulamente europene. Regulamentele europene, pentru cei care nu știu neapărat ce tărie juridică au, au valoare de lege. În orice țară europeană se aplică direct ca o lege. Așa cum ține cont de o lege votată de Parlamentul României, la fel ținem cont de un regulament european. Nu sunt întrebări inutile. Sunt întrebări care sunt menite să consolideze la nivelul Uniunii Europene o imagine de ansamblu asupra a diferitelor caracteristici demografice ale populației. Acest schimb de informație până la urmă între diferitele țări europene e foarte necesar. Așa cum noi, România, recuperăm și vom ști câți români sunt rezidenți în Italia, Spania sau în Germania, chiar și Marea Britanie, pentru că, deși a ieșit din Uniunea Europeană, respectă în continuare aceeași metodologie, la fel noi oferim țărilor celorlalte diferite informații care le ies din recensământ. Numărul de italieni din România îl spunem noi și numărul de români din Italia ni-l spune. Aha, există un schimb. Ah, deci la un moment dat o să aflăm și câți români sunt în Italia, cu exactitate. Mulțumesc tare mult, Alin. Întreabă cineva de venituri. Zice așa, nu mi se pare că e un recensământ normal. Veniturile unei persoane recenzate nu reprezintă o întrebare normală. Nu există această întrebare. Asta, în nu există această întrebare. Da. Da. 0372069599. Simona, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit, bună ziua. Eu am o altă întrebare. Am recenzat, zic eu, cât de cât corect. Abia la ultima recenzare, pentru că am recenzat atât familia noastră, cât și pe a socrilor și a cumnatului meu, m-am prins că mai trebuia să trec câteva date, dar recenzarea a fost încheiată. Nu am salvat acel chestionar de autorecenzare de la urmă, după fiecare autorecenzare. Iar acum cumnatul meu m-a rugat chiar azi dimineață, zice, Simo, aș vrea să-mi iau ziua aia liberă. Cum aș putea să dovedesc că m-am autorecenzat? Zic, da, stai să ajung și eu la muncă, mă uit la mine în calculator dacă am salvat ceva. Exact, a lui nu am salvat-o. Formularul de la sfârșitul autorecenzării. Cum aș putea să îl descarc? Îmi pare rău să vă spun, dar acel formular nu are nicio valoare pentru acea zi liber. Pentru a intra în posesia dovezii de autorecenzare, care vă dă dreptul la ziua liberă, trebuie să accesați site-ul recensamentromania.ro. Aveți o secțiune verificare autorecenzării, introduceți codul numeric personal al dumneavoastră sau al persoanei pe care îmi spuneați persoanei respective, și dacă ați completat corect, veți primi o dovadă de autorecenzare care se descarcă în format PDF.
Vedeți că în stânga paginii acolo sunt trei căsuțe. Dar trebuie să vă spun că validarea chestionarului poate să dureze până la 7 zile. Deci dacă nu... În 16 martie am făcut autorecenzarea. Așa. Consider că au trecut de atunci. Și ați verificat pe site-ul recensământromânia.ro? Acum verific. Ia, dacă obțineți în direct... Dar acum am și eu o curiozitate, Simona. Îi dai ziua liberă cumnatului, deși ai completat tu formularul? Ce o să zică angajatorul lui? Le-am completat împreună. Este că am completat împreună, că bună, datele lui, vă dați seama că nu le-am chiar CNP și toate alea, că nu mă interesează. Știu care e ziua de naștere, dar nu știu exact tot CNP-ul. Am și înțeles. Toate datele. La un moment dat, el este divorțat și la un moment dat îl întreb, Dane, în ce an ai divorțat? S-a uitat așa lucrurile, am zis, nu știu. Păi vrei să știu eu? Dă-mi actele, să ne uităm în acte. Bănuiesc că sunt multe situații și foarte mulți oameni completează pentru părinții lor sau pentru soții, partenerii de viață, că așa se întâmplă peste tot. Dacă deschideți pagina aceasta recensământromânia.ro, după ce îndepărtați pop-up-ul cu autorecenzează-te, în stânga, chiar așa, la jumatea paginii, este o căsuță care pulsează, îți sare în ochi. Căsuța aia, sub un număr de telefon scrie dovada autorecenzării, apăsați acolo și urmați pașii aceștia. Ai obținut, Simona? Încerc. Mi-am prins un pic urechile. Aici acum să te autorecenzezi pas cu pas, descarcă pe DS. Nu. Nu. Închide acela, dă-i pe X-uleț și după ce îi dai pe X-uleț, după ce îți apare pagina fără pop-up, o să găsești această căsuță care se mișcă, da? Îți atrage atenția chiar destul de mult acolo. Aha, recensământul, da, e dovada autorecenzării. Așa, acolo, bravo. Am rezolvat-o în direct. Suntem precum... Suntem precum la call center. Mulțumesc tare mult, Simona. Apuc să mă uit și la întrebările de pe Facebook, cât de cât o să mai adresez de acolo. În studio sunt alături de domnii Bogdan Drăghia, purtătorul de cuvânt al recensământului, și Cătălin Raiu, care este directorul de comunicare al INS. Mituri, întrebări, utilitare, temeri, nedumeriri, toate le răspundem astăzi. Daniela, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Am o întrebare la care parțial mi s-a răspuns cu două răspunsuri anterioare, dar nu în totalitate. Este vorba despre fiul meu, care este student în Oradea, dar având în vedere degringolada din învățământul universitar din acest an, adică acel hibrid online combinat cu prezența fizică, eu l-am declarat în domiciliu, respectiv ca domiciliu în satul mare. Problema este că, problema, de fapt nu este o problemă, ca cetățen responsabil în septembrie, când, înainte de începerea anului universitar, el era cazat în acel moment la nașii noștri din Oradea și am făcut și viza de flotant. Întrebarea mea este dacă eu l-am declarat în gospodăria din satul mare, ca persoană prezentă în gospodărie, având domiciliul din actul de identitate în satul mare, acei nași din Oradea, în momentul în care se autorecenzează, presupun că nu mai este de declarat, că nu poate fi introdus cu de două ori cu același CNP. Da, eu reiau obsesiv ce am spus mai devreme, recensământul nu are legătură cu buletinul, deci nici cu viza de flotant. Important este, la 1 decembrie 2021, asta este data la care ne referim în acest recensământ, 1 decembrie 2021, unde era rezident fiul dumneavoastră. Asta trebuie să declare la recensământ. Dacă dumneavoastră l-ați declarat la satul declarat mare... L-am declarat atunci la satul mare, că în acea dată era la satul mare, dar perfect, în rest... Rămâne acolo, dacă l-ați declarat la satul mare. Ok, deci atunci cei din Oradea nu mai au nimic de declarat legat de... Deci pe ei stresa ideea de flotant și să știți că această problemă nu este doar a mea. Să li se ridice deci stresul atunci. Multor cetățeni întrebarea. Daniela, mai sunt alte întrebări? Ca să știu cum. Mulțumesc tare mult. Vreau să leg această întrebare de o observație pe care o doamnă Steluța Barbă o face pe Facebook. De ce crede statul că oamenii o să declare unde locuiesc cu chirie
fără contract de închiriere. Că asta e, de fapt, și una dintre problemele care apare în acest recensământ, da? Și e o situație, sunt multe cazuri în care nu se plătește chirie, nu se plătesc taxele pe chirii și de aici problemă. Vedeți, o altă informație pe care noi nu avem din surse administrative. Dar puteți să încrucișați, oamenilor le este teamă că puteți încrucișa acum datele? Nu, în niciun caz nu se va întâmpla acest lucru. Datele colectate de noi vor fi folosite strict în scop statistic. Nu pot fi folosite nici măcar în justiție. Există un cod de conduită la nivelul statisticii oficiale europene, care, repet, are valoare de regulament european, adică e lege care guvernează întreaga Uniune Europeană și se aplică în fiecare țară, prin care este interzis INS-ului, în cazul românesc sau instituțiilor omologe în celelalte țări, să scoată vreodată vreo informație la nivel individual din instituție. Către terți, deci către instituțiile statului sau deci, către public. Aici este dead end la INS. Ca să înțeleagă cineva, ca să înțeleagă cei care ne ascultă sau care au pus întrebarea, deci chiar dacă ați reușit să puneți cap la cap date care dovedesc că undeva locuiesc oameni fără a plăti taxele, aceste date obținute, să zicem că ar fi posibil, nu sunt valabile în fața celorlalte autorități, adică nu pot fi folosite în justiție, nu pot fi tras la răspundere. Da, nu pot fi folosite în justiție, dar INS-ul nu poate să pună cap la cap astfel de date din care să reiasă faptul că cineva stă într-o locuință cu chirie fără contract. Nu există așa ceva. Am avut o discuție la un moment dat cu cineva care îmi spunea așa, de ce să-mi declar cu proprietăți diferite în locuri diferite din România, da? Să zicem 3-4 proprietăți la număr. De ce să-mi declar eu toate aceste proprietăți? Că statul oricum le are, de ce să știe statul să poată deodată să le pună la un loc sub numele meu? E corectă abordarea asta? Sunt mulți oameni care gândesc așa. Adică ei detectează un pericol în această zonă. În primul rând, statul le știe sub numele proprietarului. Pentru că se presupune că acel proprietar e luat în evidență la autoritățile locale și plătește și impozii pe proprietățile respective. Deci primul lucru este că statul deja le știe. De ce INS-ul întreabă? Pentru că, repet, e nevoie să facem zoom in, dacă vreți, pe diferite, nu noi INS-ul, ci autoritățile publice, naționale și europene, pe termen lung, de aici înainte, pe 10 ani, să facem zoom in, să vedem efectiv la nivel micro, la nivel de localitate, de regiune, ce nevoi sociale, ce nevoi de locuințe sunt, nu? Dacă, de exemplu, am într-un oraș de 5.000 de locuitori, 2.000 de locuințe libere, pentru că persoanele respective sunt plecate din țară, înseamnă că acolo un investitor n-are de ce să mai construiască. Nu e rentabil pentru el să construiască. Deci, vedeți, utilitatea informației și pentru privat sau un supermarket n-are de ce să mai construiască acolo dacă are 5.000 de locuințe libere. Radu, salutare, ești la România în direct. O să prelungim câteva minute după ora 14, ca să știți, pentru că mai sunt oameni pe fir cărora n-am apucat să le răspundem sau care s-au înscris la 0372069599. Da, Radu, te ascultăm, salutare. Bună ziua, bine v-am găsit. La fix am aruncat mingea la fileu, discuția anterioară, și la ea vreau să mă refer, la cele 3-4 proprietăți care le poate avea o persoană care să le declare, dar din păcate nu are drept de vot în localitățile respective. Cred că populația ar dori să poată să și voteze și să-și aleagă un primar sau un consilier sau pe cineva care să-l poate reprezenta și să dezvolte zona respectivă. Pentru că degeaba avem o localitate în care sunt 2000 de case nelocuite, dar poate că acelea s-ar locui dacă am avea acces la utilități, la apă curentă, la gaz, la canalizare sau alte chestii. Chiar dacă în momentul de față casa nu e locuită. Pentru că în momentul în care ai mai multe proprietăți, te gândești probabil la niște investiții pe un termen de 5, 10, 15 ani. Ok. Da. Dacă pot să răspund eu. Da. Eu sunt și profesor de știință politică și întrebarea asta cumva îmi vine mănușă. E un principiu al democrației. Oamenii votează, nu obiectele. Oamenii votează, alți oameni. Deci nu proprietățile votează, nu există ideea de vot cenzitar în democrație. E un principiu sfânt în întreaga legislație electorală de oriunde, un om egal un vot. Acum, sigur că întrebarea dumneavoastră pe undeva este legitimă, pentru că există un impozit care se plătește pe locuința respectivă, dar există și servicii publice care sunt returnate către
locuința respectivă, chiar nelocuită fiind, de exemplu, paza, nu? Poliția care patrulează și menține o stare de siguranță publică. Da. Eu pot să vă întrerup o secundă? Eu înțeleg chestiile de bază, dar sunt și chestii care pot face diferență. O rețea de canalizare, o rețea de apă curentă, o rețea de gaz. Da, vă las să continuați. O să te rog, Radu, să rămâi un pic pe fir, da? Luăm publicitatea în momentul ăsta, ne întoarcem după publicitate. Știu că și Andrei e acolo. Vă mai puteți înscrie la 0372069599. Prelungim această emisiune un pic după ora 14. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Reluăm România în direct, ediție specială despre recensământ. V-am rugat să adresați probleme, mituri, nedumeriri, tot ce credeți că este important pentru voi în legătură cu acest recensământ, mai ales în condițiile în care, sigur, ca de obicei, rețelele sociale sunt pline de tot felul de recomandări, întrebări sau opinii, unele dintre ele rău trase de păr. Andrei, eram împreună la telefon. Esența întrebării tale, dacă o înțeleg, este de ce n-ai putea, de fapt, să votezi peste tot acolo unde ai case, nu? Cam aici se reducea. Aici ar fi sau în momentul în care, de exemplu, nu știu, este o localitate în care eu mă recensesc că stau în altă localitate. Pe localitatea respectivă este un număr mai mic de populație și atunci nu se încadrează în anumite proiecte, nu se dezvolta localitatea respectivă. Și cum ai vrea vedea tu? Cum ai vrea să fie, de fapt? Să fie o soluție, nu știu, să se găsească o variantă, astfel încât în momentul în care la salubritate ești pus să plătești taxă, chiar dacă locuiești sau nu locuiești în localitatea respectivă, impozite și așa mai departe, atunci se meargă și înspre dezvoltarea zonei respective. Pentru că dacă ai o localitate chiar apropiată de un județ mare, da, din cauza că o are o populație mică, tu vei sta și se va dezvolta haotic și tot așa. Adică un bulgăre care cascadează alte probleme. Crezi că dacă se face din stat niște proiecte corecte, ar fi o dezvoltare mult mai bună și a zonelor. Bănuiesc că asta e ideea recensământului, adică după capul meu despre asta ar fi vorba, nu? Da. De exemplu, eu sunt din Cluj. Dacă mă recenzesc și spun că stau în Cluj, eu mai am încă, nu știu, 2-3 proprietăți pe lângă Cluj, o limită de 20-30 de kilometri. Probabil unele sunt mai bine dezvoltate, unele sunt subdezvoltate. Dacă vă vine să credeți că lângă Cluj, la 20 de kilometri, găsim sate în care n-avem apă curentă, n-avem canalizare, n-avem gaz, avem doar electricitate,
la 20 de kilometri de Cluj, unde în Cluj, în Apucai, 1700... Am înțeles. Și tu spui așa, pentru că eu nu apar în locuințele alea, nici dezvoltarea nu va merge cum trebuie, că lipsesc locuitori. Exact. Dar ce faci cu casele alea? Acum, scuză-mă că te întreb, ca să înțeleagă toată lumea. Ai 4 proprietăți în afara Clujului, ce se întâmplă cu ele? Le ții goale sau... Sumele care sunt luate pe investiție, sumele ce le ții goale... Nu, ok, fac, da, nu, fiecare cu viața lui, dar încercam să înțeleg. Vă rog, domnul Drăghia. Da, tocmai asta vreau să spun. Este important să le recenzați, pentru că în chestionar veți găsi niște întrebări legate de utilități. Cum ați spus dumneavoastră, că sunt localități lângă Cluj care nu au decât energie electrică. Din moment ce dumneavoastră spuneți acolo că nu aveți apă curentă, nu aveți acces la canalizare, nu aveți acces la gaze, statul își poate da seama că în acea zonă este o problemă. Mai departe, dacă va crea politici publice astfel încât să ajungă acolo canalizare sau gaze, asta nu mai este problema Institutului Național de Statistică. Este problema de celorlalți decidenți. Dar recensământul trebuie să pună pe masa acestor decidenți datele din teren, să spunem adică, așa. La final, după ce se face, primarul din localitatea respectivă poate să ia date foarte clare și să zică, băi, uite ce avem de făcut. Da. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Revin o întrebare aici pe Facebook, o nedumerire. Ce rost are întrebarea aceea legată de ce am făcut în ultima săptămână din noiembrie? Ne-am referit la un moment dat la ea. Săptămâna 18 noiembrie, de la ce folosește întrebarea per se, întreabă ascultătoarea noastră. Ca statul să știe la momentul de referință 1 decembrie 2021, repet, ăsta e momentul la care se referă recensământul, câtă populație rezidentă era angajată în câmpul muncii, în sensul larg al termenului, adică desfășura inclusiv activități remunerate, dar informale, nu neapărat reglementate de lege, și dintre cei care nu erau în câmpul muncii, cine era interesat sau era în căutarea unui job. E important să măsori forța de muncă dincolo de ceea ce statul deja știe în documente, în revisal sau în alte baze de date. Da, Radu fusese la telefon. Mulțumesc. Andrei urmează acum. Salutare, Andrei. Bună ziua, Cătălin, bună ziua invitaților tăi și bună ziua ascultătorilor. Ce se întâmplă cu cetățenii care se află în dinamică? Spre exemplu, în ultimul an locuiesc într-o altă locație decât cea trecută în buletin. Am înțeles că nu este vorba de actul de identitate în sine, dar după un an de zile o să revin în adresa de domiciliu, adresa din buletin. Unde mă recenzez? Unde stau acum? Pe o perioadă de un an de zile? Sau la adresa de domiciliu unde o să revin după anul respectiv? Unde stăteați la 1 decembrie 2021? Indiferent, chiar dacă stăteam de 2 luni, să zic. Da, din moment ce aveați acolo intenția să stați o perioadă de un an, da. Am înțeles. Asta era întrebarea, cu asta am debutat înscrierea, începerea completării recensământului și autorecenzării și aici am avut o dilemă destul de mare. Efectiv nu știam cum să completez partea asta. Stai în cazul în care revin la localitatea de trecută în buletin, dacă o trec pe aceea sau cea în ce care m-a aflat. Curios, cum ai procedat când te-ai blocat? Adică ce ai făcut cu formularul? L-am lăsat în așteptare, în stand-by. Aha. Probabil se resetează și îl reiau. Se resetează, da? Da. După o perioadă, probabil că se resetează. Dar fii atent, Andrei, așa ca idee, dincolo sigur că această emisiune România în direct e o oportunitate pentru oameni în situația asta să sune, dar să știți, în general, pentru situații de genul ăsta, există un call center la care înțeleg că se răspunde relativ bine. Și că să pot primi informații sau pot fi oamenii ghidați în a completa formularul? Sigur, sigur, da? Sigur, da. Adică există disponibilitatea din partea colegilor dumneavoastră să-și petreacă 30 de minute la telefon cu cineva? Sigur că da, sigur că da. Okay. Și eu personal am ajutat câteva persoane să-și completeze chestiunea. Aha, și mergeți pas cu pas? Exact, pas cu pas. Am înțeles. Andrei, mulțumesc tare mult pentru întrebare. Spor la treabă, îți doresc, foarte interesant. Alin, bine ai venit la România în direct.
Alin, salut, ne auzim. Cel mai bine este să ne asculți în telefon, nu în radio, pentru că e o întârziere acolo. Da, o să-mi fie puțin mai greu să fac lucrul acesta. Alo? Da, da, te auzim. Continuă. Da, am două întrebări punctuale. Bună ziua. Unu, dacă statul știe deja ce proprietăți avem, atunci când introducem primele date de bază ale persoanei, de ce nu ne ia proprietățile după CNRP și să avem de-a face cu rubrici precompletate? Adică eu după ce m-am băgat CNRP-ul să-mi intre deja proprietățile. Cum îți intră, de exemplu, la locul de muncă, da, sau la profesie, de fapt. Scuzați-mă? Am zis cum îți intră la profesie, că la profesie există autocompletarea asta deja. Da, deci, da, ok. A doua, stai un pic cu a doua, ca să răspundem la prima, să le luăm pe rând. Deci de ce, dacă statul are deja proprietățile statului, de ce nu funcționează un regim de autocompletare? Pentru că statul nu este interesat de proprietățile persoanei, ci de persoanele care locuiesc în proprietățile respective. Dacă dumneavoastră aveți 3 apartamente, locuiți într-unul singur, celelalte 2 sunt date în chirie, chiriașii vor completa datele despre locuințele în care stau, nu proprietarul. Deci noi nu legăm persoana de proprietate, ci persoana de locul efectiv în care locuiește. Okay. A doua întrebare este tot punctuală. Dacă dumneavoastră folosiți informațiile din recensământ pentru viitoare politici publice în care să ajutați populația, gen dezvoltare, infrastructură și așa mai departe, atunci de ce nu le folosiți și pe cele legate de chiria și proprietar? Dacă eu nu declar sau nu-mi declar veniturile din chirii, cum faceți diferența asta? Nu. INS-ul doar pune pe masa decidenților aceste date. Nu INS-ul deci le pune pe masă. Face okay, politici publice. Dar am înțeles. Datele din recensământ... E suficient. Domnul director, vă mulțumesc. Da, am înțeles omul. Mulțumesc tare mult, Alin. Spor la treabă. Roland. Sau cine? Mai exista o comună? Da, ideea este că vreau să repet. Datele din recensământ nu vor fi folosite pentru stabilirea de taxe și impozit. Ceea ce spunea ascultătorul mai devreme, de ce nu folosim aceste baze pentru stabilirea impozitelor sau pentru să fie utilizate, să stabilească impozitelor pentru proprietarii care nu au contracte, nu pot fi utilizate aceste date, nu avem cum. Da, e foarte interesantă și întrebarea asta de la un domn Viorel Mănescu. Aparatul de stat se reformează după recensământ dacă o localitate are puține persoane la primărie. Deci scade numărul populației dintr-o localitate. De fapt, asta e ideea. Noi, ce se întâmplă cu aparatul administrativ? Că dumneavoastră o să puneți datele pe masa primăriei și o să ziceți, nu mai sunteți în comuna cutare, nu mai sunteți 8.000 de persoane cum erați, sunteți 6.000, să zic. Cel puțin dimensiunea Consiliului Local este dată de populația rezidentă. În schimb, numărul de senatori și deputați dat de populația după domiciliu, deci cei care efectiv au buletinul acolo. De aici apare confuzia asta în România, că avem doar 4 deputați și 2 senatori pentru diaspora, deși numărul de români de acolo depășește cel puțin 3,5 milioane, dar în realitate în diaspora și-au declarat domiciliul undeva în jurul la 700.000 de persoane. Deci pentru aceste 700.000 de persoane, statul român, conform legii, rezervă doar 4 locuri de deputat și 2 de senator. Roland, salutare, ești la România în direct. Bună ziua și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. O simplă întrebare pe lângă subiect pentru invitațiile noastre și pentru, dacă poate să răspundă și numele celorlalți de la guvern. Simplă. Iubiți oamenii. Și care-i sensul întrebării? Păi, una simplă. Din 90 încoace, guvernul României nu iubește acest popor. Pentru toate nerealizările lor în ceea ce înseamnă dezvoltarea României. În fiecare 4 ani sau 5 ani, nu vedem decât aceleași cerșeturi de voturi, că facem, că dregem și așa mai departe. Pretextul acestui în recensământ ne se spune că în caz de numărul de populație, în comună, localitate și așa mai departe, să înființăm grădine, atenție, grădinițe, școli și instituții de pompieri. Spuneți-mi, vă rog, câte instituții de pompieri s-au făcut altele decât cele existente? E greu să vă răspundă dumnealor de la INS. Adică
Păi da, dar asta este un pretext care ei singuri au mințit prin ceea ce au spus. Pentru simplu fapt, acum îmi cer scuze dacă am spus cuvântul mintit, nu putem veni cu nici un argument în care din 90 încoace nu s-a făcut o școală, nu s-a făcut o școală nouă într-un oraș nou sau într-un oraș vechi. S-au făcut la localități, pe fonduri și așa mai departe. Eu vă ascult cu tot respectul, dar... Se sparge acum în cinci... Dar ce spuneți dumneavoastră este complet neadevărat. Adică, oricât de rea ar fi imaginea despre România în a spune că nu s-a făcut chiar nimic în 30 de ani, este de-a dreptul... Haideți că vă dau un caz concret. Eu, acum o lună jumate, m-am tăiat la mână cu o foarfecă electrică făcând curățarea în livadă. Un accident banal, mi-am tăiat tendonul în mână. Am stat la urgență 4 ore să mi se facă un film la Spitalul Județean. 4 ore n-am fost băgat în seamă. Okay. Cu plagă tăiată, cu tendon tăiat, care se poate infecta după 3 ore. Da. Există în Spitalul Județean Timișoara, există un singur film care toate urgențele stau la acel film. Și probabil atunci foarte spunem, puțin și atunci venim medici cu pretexte că construim și facem și dregem. Da. Nu se poate așa ceva. Acum, deci, nu puteți pune o întrebare personală sau, cum să zic, o chestiune personală la un demers al statului care, pe ansamblu, ar putea rezolva chestiunea asta. Uite, să vă dau un exemplu. Dacă statul român poate să vadă în momentul ăsta că pentru Spitalul Județean din Timișoara sunt de două ori mai multe persoane decât considera în trecut că sunt, poate să aloce niște bani. Acesta este răspunsul. Mie îmi pare rău de experiența dumneavoastră personală. Nu-mi dau seama ce e în spitalul de la Timișoara. Nu-mi dau seama câți pacienți erau înaintea voastră. Din 90 încoace nu știe nimeni, nu știe nimic. Dar numai votul la fiecare... Asta este drama României. Asta este drama României. N-a spune că nu se întâmplă nimic. Îmi pare rău să venim cu pretexte să construim școli, să facem canalizări, să aducem apă. Și nu există nimic din ceea ce... La mine în sat se aduce apă, îmi pare rău. După 30 de ani se aduce apă la mine în sat. Și vi se pare normal după 30 de ani? Da, se aduce. Deci când mai vine cineva ca dumneavoastră și spune că nu se întâmplă nimic, să știți că ăsta e un lucru în care eu personal nu cred. România merge prost, dar nu merge atât de prost încât să vină cineva să spună că nu merge. Uite, de Lugos Deva, autostrada, de cât timp stă pentru o nimica toată? 10 km da, cât o mai rămas? Nu știu de ce stă tronsonul ăla, pentru fiecare există explicație. Bun. O secundă și am terminat. O țară are un milion de probleme. Dar dacă pui problema că nu facem ceva pentru că avem alte probleme sau nu se va face, nu e o rezolvare. Îmi pare rău să zic asta. Dacă mă mai lăsați să menționez, vis-a-vis cu cei care vin din Ucraina, statul român se implică să aducă profesori, să învețe, să nu piardă și așa mai departe. Dar statul român nu face nimic pentru cetățenii lor. E foarte îmbucurător că o țară ca România se gândește și pentru o țară care acum, în situația actuală, este la greu, nu dorește nimic. Îmi pare rău. Dar hai să ne vedem și de problemele noastre. Cu tot respectul. Noștri au 900 de lei pensie. Da, și primesc ajutor, primesc încă un ajutor în curând. Mama mea are 1200 lei pensie. Cum pot să plătească o factură de gaz, energie și așa mai departe? Roland, mă ascult o secundă. Înțeleg toate problemele astea, înțeleg faptul că nu te poți concentra la o chestiune concretă a acestei emisiuni, înțeleg că noi nu putem să răspundem la toate necazurile de pe lume, dar în același timp emisiunea asta nu e un loc unde să poți să pui sloganuri. Noi nu funcționăm ca Partidul Aur, înțelegi? Noi încercăm să raționăm asupra unor gânduri și asupra unor probleme. Toate lucrurile pe care le-ai înșirat sunt diferite unul de altul. În mod clar sunt legate de incompetență, de sărăcie, dar în același timp nu poți să spui pe o situație personală că România e o țară care este o nenorocire. România nu e chiar o nenorocire. Da? Hai să ne calmăm și să ne așezăm un pic, să ne concentrăm la ce avem de făcut. Da? Au fost 4 minute în care am aflat ce era în România, da? Despre asta vorbim în fiecare zi. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu, înțeleg această temă a dezamăgirii față de stat pe care mulți români o împărtășesc și cred că o împărtășesc cu oameni și din alte țări. Dar să nu uităm un lucru, că suntem europeni, că România e parte din Uniunea Europeană, iar multe dintre politicile publice pe care le invocăm sau le visăm în țara noastră, construcție de creșe, grădinițe, gaze și așa mai departe, vin de la Uniunea Europeană.
Haideți să oferim aceste informații, să le punem pe masa tuturor, deci inclusiv a Comisiei Europene, Parlamentului European, Consiliului Uniunii și așa mai departe, pentru că o bună parte din fonduri vin de acolo, o bună parte din orientarea strategică pe care se dezvoltă politicile publice în România vin de acolo. Deci dacă nu avem încredere în statul român, în guvernul român, măcar să avem încredere în instituțiile europene. Mai putem să luăm un singur telefon. Radu, salutare, închei România în direct de astăzi. Bună ziua, am auzit? Da, te ascultăm. Alo? Da, bună ziua, Radu. Sunt de la Brașov, două întrebări și primul aspect vreau să mă refer la site-ul care a fost în primele zile execrabil, site-ul Institutului Național de Statistică. Probabil că știți că n-a funcționat câteva zile. Eroare, eroare peste tot. În fine, s-a rezolvat. Al doilea aspect, o întrebare. Tatăl meu este într-o casă de bătrâni. Este mai de un an de zile în altă localitate, sigur, de localitatea de naștere. Cum se recenzează? Cine recenzează? Instituția, casa respectivă, sau vin recenzori acolo, sau pot să fac eu pe internet recenzia? Și a doua întrebare, pentru că n-a fost de la, chiar de la început, nu știu dacă s-a răspuns, dacă am completat, adică n-am completat tot, chestionarul l-am trimis, cum îl pot recupera ca să continui scrierea datelor în formularul de recenzie. Atâta, mulțumesc. Mulțumim și noi, Radu. Dacă l-ați trimis și l-ați trimis incomplet, trebuie să reluați procesul de la zero din etapa de preînregistrare. În momentul în care veți transmite noul chestionar completat corect, cel anterior va fi anulat, se va reține ultimul chestionar transmis. În privința tatălui dumneavoastră, da, există și varianta să aștepte vizita în teren a recenzorului, care se va petrece după data de 15 mai, între 16 mai și 17 iulie, dar în formularul de preînregistrare există și o secțiune acolo care ne spune despre despre situația respectivă, aceste colectivități, cămine de bătrâni și... Nu am chestionarul formularul de preînregistrare acum în față ca să vă explic exact cum se procedează, dar personalul de acolo îi pot autorecenza pe toți din căminul de bătrâni. Dacă persistă, mulțumesc tare mult, Radu, dacă persistă întrebările, cu ajutorul celor de la call center puteți fi ghidați, îndrumați pentru acest tip de situații sau pentru multe altele pe care le întâlniți. N-aș pune o concluzie astăzi, aș lăsa lucrurile deschise, doar aș spune așa că cred că e și o datoria noastră să ne recenzăm. Eu sunt ferm convins că lucrurile pot să funcționeze mai bine cu date pe care autoritățile statului le au în față. Noi spunem așa, e o obligație legală, așa spune legea. A, chiar ne-a scris lumea, sunt amenzi, nu? Dacă refuzi sau... Sunt și amenzi prevăzute, dar preferăm să nu le invocăm acum ca să mergem pe o dinamică pozitivă a lucrurilor. E și o datorie civică, cum spuneți, dar mai mult decât atât, și asta mi se pare mult mai important, e vorba despre drepturi și libertăți. Dacă ne pasă realmente de drepturile noastre, trebuie să punem aceste informații în scris, pentru că ele vor fi disponibile nouă tuturor. Nu sunt informații ale statului pe care statul le manipulează pentru nu știu ce cauze conspiraționiste, ci sunt informații care vor fi absolut publice către toată lumea și în baza lor se vor lua decizii care ne vor sprijini drepturile și libertățile noastre cetățenești. Școli, creșe, grădinițe, minorități etnice, culte religioase și așa mai departe. Cătălin Raiu, Bogdan Drăghia, mulțumesc tare mult pentru prezență în această emisiune. România în direct revine luni la 1 și un sfert. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.